camarazi. Astăzi o să vă povestesc prima parte a copilăriei mele. După cum știți, eu m-am născut la Otenița, în județul Călăraș, și când aveam un an, părinții mei, pentru că tatăl meu era din Giurgiu, ne-am mutat la Giurgiu, acolo unde am crescut 17 ani, toată copilăria. Giurgiu e un orășel micuț, așa, cochet, are farmecul vechilor orașe burgheze românești, să zic așa. Lumea era un pic mai fină ca la Oltenița, mai elevată, erau case boierești mai multe, era un pic de stil așa, mai nonșalant, mai șarmant, mai burghez. Acolo am copilărit pe strada Soarelui la numărul 5. Erau, cum să zic, știți cum e totdeauna copilărie, era o copilărie inocentă, fermecătoare, eram săraci, dar nu prea ne gândeam așa de mult la treaba asta, pentru că aveam scăpările, să zicem, nu era ca acum cu telefoane mobile, nu știu ce. Giurgiu era un orășel de 56.000 de locuitori, unde noi copiii ne bucuram de fotbal toată ziua, jucam câte 3-4 ore fotbal. De fapt, era o dragoste nețărmurită pentru fotbal. Acum, privind retroactiv în urmă, îmi dau seama că ne-a prins bine la sănătate. Noi nu știam atunci, dar acum, când am părul alb, îmi dau seama că toată alergătura aia după mingile alea ne-a prins bine la sănătate. Și acum, la 70 de ani pe care am, sunt sănătos și fac sport și alerg și fac gimnastică. Deci mă gândesc cu plăcere la aceste lucruri din copilărie. Ca toți copiii, cum v-am zis, atunci era o altă lume, mai simplă, mai idilică. Jucam fotbal, ne mai uitam și noi la genunchii, la colegele de bancă, că era fusta ridicată 2-3 dește mai sus, și ne uitam și noi cu coada ochiului la colegele de bancă. După aia, curtea școlii, la școala numărul 5, era un fel de pompă așa așezată în curte, și ca să bei trebuia să te apleci puțin așa în jos, 30-40 de centimetri. Și când se aplecau fetele, normal că fusta din spate se ridica puțin mai sus și mai căscam și noi ochii, că ce mai, hormonii, nu? Hormonii tinereții. După aia citeam pe rupte, să zic așa, că eram sărași, dar eram un pic favorizat, să zic așa, pentru că aveam acolo pe Soarelui două camere cu chirie, unde ședeam eu cu mama, dar mie îmi plăcea mai mult să stau în por la Giurgiu cu tata pe un ponton. Pontonul e un fel de vapor așa, care stă legat la mal și unde celelalte remorchiere vine și acostează, sau pasagere, să lipească de el, să atașeau de el. Și eu ședeam cu tata acolo, că era mai prozaic, să zic așa. Toate vaporașele alea care trăgeau tot timpul pe Dunăre, o dată pe săptămână, nu mai țin minte, joia sau vinerea, veneau, în fiecare săptămână veneau altă motonavă, erau două, una Oltenița și una Carpați, care mergeau până la Viena și veneau pline cu turiștii americani, englezi, francezi, italieni, spanioli, eu știu, din toată Europa Occidentală, belgieni, olandezi. Și intram și eu în contact, nu prea știam decât câteva cuvinte germane, dar pun semne, așa, nu știu ce, îmi dăteau pachete de țigări, îmi dăteau gumă de mestecat și îmi dăteau o groază de reviste nemțești bunte sau reviste franțuzești sau ziare franțuzești, Salut Le Copain, era o revistă muzicală, Salut Prieteni. Și tot era, nu știam eu ce scriau pe ele, dar îmi bucura sufletul că, pentru că România pe vremea aia, în anii 60, era o pușcărie imensă, toată România era pușcărie și toată lumea se gândea cum e în Occident, cum ar fi să trăim și noi în Occident, nu știu ce, să avem de toate, dar noi eram săraci, dar visam, nu? Și
toată lumea asta să uita, să câștige și ceva care, sau să prindă și ceva ce venea din Occident, de la Viena, din Franța, din Anglia, din Germania, știți, din Occident, că la noi erau aceiași feluri de pantofi, dacă nu vrei să umbli de scurs, trebuia să cumperi tancurile alea din vitrină, care dau ca niște tancuri, știi? La școală eram o amestecătură multinațională. În clasa mea erau și bulgari, Dimitrov, era și un italian, Sacchetti, erau și turci sau albanezi, Irfan. Deci eram cosmopolit, să zic așa, și cam așa. Erau și romi de acolo, că și la Giurgiu sunt romi. Deci eram așa o clasă și o școală mai pestriță, așa. Când nu mai jucam fotbal în curtea școlii, ne duceam unde e stadionul lui Astra acum, de la Giurgiu, unde joacă Astra lui Giurgiu. Ne jucam acolo, și era o bucată de zgură acolo, și nu știu, de vreo 40-50 de metri lungime, pe vreo 15 lățime, și acolo, până și iarna jucam pe zăpadă acolo. Aduceam după acasă pește uscat, corcodușe uscate, prune uscate, și după ce jucam fotbal, făceam focul acolo, și ca la pădure, la picnic, și frigeam peștele, mâncam pește fript, mâncam corcodușe d-alea uscate, prune, și ce mai aducea? Fiecare aducea câte ceva după acasă. Țin minte că aveam un coleg de clasă, Stan, care avea un picior imobil, așa. Juca fotbal cu noi, dar își tăra piciorul ăla, că nu putea să-l îndoaie, îl tăra așa, drept. Și da, putea să alerge, nu știu ce, sau poate că avea un echilibru mai special din cauza piciorului. Și lângă stadionul Astra, și acum mai sunt, că am văzut, erau niște grajduri de vaci. Acolo așa erau mii de vaci ale orașului, să zic așa, să vindeau pe la prozar lapte, brânză, nu știu ce. Acum e deja ruină acolo. Vis-a-vis de stadionul Astra era fabrica de zahăr, unde muncea unchiul meu, adică bărbatul lui tanti Mia, mătușa mea, care fusese damă de companie la Pacea Generală la Giurgiu. După aia se săturase de bărbați dezbrăcați, îl găsise pe neamitică, pe unchiul meu, care era un țăran de într-o comună de lângă Giurgiu, de la Frătești, el alcoolic și ea parașută. Da, s-au înțeles bine, după aia s-au căsătorit amândoi, s-au înțeles bine, numai că n-au avut copii. Dar erau așa armonioși, neamitică, ții minte că după Crăciun, când țăranii își beau banii, se ducea la târg și venea cu un purceluș așa de 3-4 kg, și adică purcea întotdeauna, că purceaua face mai multă grăsime. Și o hrănea așa de bine că de Crăciun, când o tăia, avea 150 de kg, deci era un monstru. Dar el nu o tăia, că era milos, știi, aducea pe cineva să o taie, dar o prepara neamitică, era meseria, și făcea cârnaț, făcea slănină, făcea șuncă, făcea tanti Mimi săraca, ții minte că prăjea bucăți de carne și le băga niște borcane mari, așa de vreo 70 de centimetri înălțime, cam așa de groase, și punea carnea prăjită, turna untură peste ele, iar carne prăjită, iar untură, și sus mai punea un ciolofan, dar din cauza la untura aia, când se răcea, era ermetic, adică izola ermetic. Și când mă duceam cu tata, eu știu, ianuarie, februarie, când mă duceam până aia în vizită, duminică, așa cum era obiceiul pe vremea aia, că nu erau așa de multe distracții ca acum, ne duceam și scotea tanti Mimi două bucăți de alea de carne din borcanele alea, le punea 5 minute în tigaie, și avea și fasolică bătută, ni le punea în farfurie cu murături. Tata era rușinos, ca, deși tanti Mimi era sora lui mai mică și lui iubea nespus, tata era rușinos. Luau un dumic cadou și nu mai mânca. Și am mâncat eu și porția mea și palutata, știi? Dar aveam o problemă, că mama, fiind adventistă de ziua șaptea, nu mânca porc, și îmi zicea când plecam la tanti Mimi. Zice, vezi să nu mănânci porc la tanti Mimi. Nu, bre, nu mănânc. Dar neamitică era șmecher, ce, bă, fraiere, zice, el îmi zicea mie că sunt țăran cu păr pe limbă, așa avea el o glumă. Ce, bă, e țărane cu păr pe limbă, pe asta nu e porc, bă, e purcea. A, dacă e purcea, hai că mănâncă, mama isese să nu mănânc porc. Dar nu-i sese de purcea nimica. Și mâncam, dar mă spărgeam, după aia mă ștergea bine la gură tanti Mimi, ca să nu miros a porc. Dătea cu câte o decolon, cu apă de aia de colonie, ca să nu miros a porc, știi, că mama, femeile au nasul mai fin.
După aia aveam doi unchi, unchiu Gogu și unchiu Fane. Unchiu Gogu era bărbat bine, știi? Era bărbat frumos, dar luase cum bunicii mei erau săraci, aveau trei băieți și o fată. N-au avut avere, au avut o casă mică, muncitori, amărâți, cum era în România în anii 40-50. Și n-a avut, a trebuit să descurce oricare cum putea. Unchiul Gogu, care era bărbat frumos și gagicar mare, era tâmplar la șantierul naval de la Giurgiu. Și și-a luat o femeie urâtă cu spume, avea și mustață, și da, era bogată. Urâtă, mustață și ce mai, nu-ți mai spun. Dar trebuia să stea cu ea că avea avere, știi, avea pogoane, cum să zice, adică hectare pe vremuri, știi, și avea avere și a luat-o, uneori îl mai prindea tușamara, că așa îi ziceam, tușamara, îl mai prindea la fetițe, dar se enerva când venea și îl găsea la câte o amantă, o lua la bătaie, de asta e, dacă a vrut bărbat frumos, așa e povestea. Unchiul Fane, iarăși, unchiul Fane era micuț, avea vreun metru 66-67 înălțime, dar era tot așa bărbat frumos, toate gagicile moarte după el. Când era parada de 23 august, că așa se sărbătorea pe vremea comuniștilor, unchiul Fane se urca pe un vaporaș, așa un fel de machetă de vaporaș, era obligat să-l ia pe băiatul directorului de la Navrom pe vaporașul ăla la parada de la 23 august, niciodată nu putea să mă ia pe mine, că trebuia să le ia pe băiatul direct, mă ofticam, dar n-aveam ce să fac, știi? Asta e. Și Neafane, tot așa, gagicar mare, dar a avut ghinion, că a luat o femeie, a avut o fetiță cu ea, aia lucra la loto, a falsificat un număr la loto, s-au prins ea, a arestat-o, a băgat-o la pârnaie și a rămas suciu Fane și a crescut singur fetița. Mai târziu s-a însurat cu altă femeie, Magda parcă o chema, a avut cancer, a murit și aia înaintea lui, mă rog, soarta omului. Eu cum eram copil așa și ca orice copil fără griji, eram cu fotbalul, mă uitam la genunchi la colegile de bancă, cum vă ziceam, sau cu la ora de sport, ne mai uitam și noi la fete, că erau în short și în sutienul ăla, știi? Și deci ne mai uitam și noi la cât un corp de fetiță, știi, că hormonii. Mai târziu, când am terminat școala elementară, am ratat liceul la câteva sutimi și a trebuit să mă duc. Am muncit vreun an de zile ca fierar betonist acolo la canalul plantelor la Giurgiu, dar era muncă urâtă, cu afumătură, că trăiam niște barăci acolo, munceam afară, să lipea sârma de mâini, că era frig, sârma să lipește de mâini, cleștele care munceai să lipea și ăla de mână, era cam jalnic. După aia, când făceam pauza de masă, făceam un foc în baraca aia, s-o umplea de fum, deci ce mai, ca la șatră. Și după un an de zile, a zis, bă, nu se mai poate, mi-a plătit niște meditații, am făcut meditații și am luat la școala de construcții de la Giurgiu, de la 16 la 19 ani, am făcut școala de construcții de la Giurgiu și am devenit strungar. Acolo am cunoscut pe profesorul Hannibal Georgescu, care îi păstrez o mare recunoștință, păstrez în memorie cu mare drag și cu pioșenie, pentru că a fost omul care m-a îndrumat pe drumul spre cărți. Datorită lui am descoperit literatura și cărțile, deci m-a îndrumat pe drumul bun și astăzi, la faptul că am citit 4500 de cărți, cred că mare parte o datorez lui. A murit acum câțiva ani, avusese și el, era un om foarte inteligent, avea probleme cu alcoolul, că luase o femeie de la zero, o pusese să facă facultate, o făcuse mare cu coană și după aia l-a înșelat și l-a dat peste cap, după aia s-a apucat de sticlă. Dar asta e partea a doua. Eu îl păstrez în memorie ca profesorul care m-a îndrumat spre cărți, spre frumusețea literaturii. După aia era prietenul meu Mihai Moroșanu, care era telegrafist acolo în port la Giurgiu și ținea legătura prin morse cu remorcherele românești care urcau la Beograd, la Viena, la Bratislava, la Linz, la Regensburg în Germania, știi? Era filat tot timpul de securitate, că ziceau că ia legătura cu Europa Liberă de la München, știi? Omul ăla vorbea o engleză perfectă, era autodidact, el
numai că m-a îndrumat spre muzică datorită lui și sunt recunoscător, probabil că e mor de mult. Am crescut cu rock-ul, cu blues-ul, cu jazz-ul, cu hard rock-ul, cu pop-ul, cu folk-ul, știți? Și acum îmi plac genurile astea muzicale. Era o viață, cum să zic, simplă. Iubeam mult cărțile, citeam până și cu lanterna sub plapumă ca să nu mă vadă mama. Când mă sufocam și nu mai aveam aer, stingeam lanterna, dăteam plapuma jos de pe cap ca să mai respir oxigen. Citeam pe rupte, jucam fotbal pe rupte, vorbeam cu străinii când veneau de la Viena, nu prea aveam, mai pica uneori câte o cămășuță, câte o bluziță după la austriești, după la nemți, dar eram așa de săraș că mama mea de-abia, dacă făcea economie, putea să cumpere un plovăr cam o dată pe an. Cam arat la Giurgiu în copilărie, cred că am mâncat sute de kilograme de pește, știi? Tatăl meu era o curiozitate, nu știa să nuate, deși era marinar, dar era foarte curajos, se ducea cu o barcă în fiecare seară și el dătea la Postrovol sau la Chipcel și un milițian de la o șalupă a miliției trăgea la rame. Și așa că nu s-a luat nimeni de ei, că toată lumea știa că ăla, Florin ăla de la rame era milițian. Se duceau pe canalul plantelor la Giurgiu, de la cap, la coadă, de la pod, înspre podul prieteniei și când se întorceau după 2-3 ore, avea o barcă de aia de vreo 6 metri, mai mult de jumate plină cu apă și pește, tot felul de pește, somotei de aia de 1,90 m cu mustăți, așa, mama nu mânca, că zicea că ea mănâncă oameni, dar mâncam eu cu tata de ne spărgeam, știi, are carnea dulce, trebuie să pui sare. După aia ștucă, cegă, șalău, plătică, ghiborți, carași, bibani, de toate, tot felul. Mama făcea și prăjit și ciorbă, erau niște crape așa de vreo 5 kg și mama le scotea niște bronhii de aici, de după urechi, că altfel miroseau a nămol, că avea obiceiul să bage capul în nămol. Și când gătea mama crapea, nu punea ulei, că ieșea grăsimea din carnea crapului, era așa de gras că nu mai punea mama ulei. Și erau munți așa de pește prăjit, de tot felul de pește fript, că făcea mama și saramură cu ghiborții, cu ăia mai mici, ghiborții sunt ăia colorați, precum curcubeul. Ăia îi frigea mama și făcea saramură cu mămăliguțe și cu mușdei. O nebunie, am mâncat cred, sute de chile de pește. Tot timpul părinții mei acolo la canalul plantelor la Giurgiu aveau și câteva găini, câteva rațe, câteva curși pe lângă ponton acolo, știi? Se duceau pe acolo și culegeau una alta, răcâiau pe pământ și se ducea tata, că era un silos acolo aproape, le aducea două, trei găleți de grâu, de porumb, ce era pe acolo, le arunca, mâncau. Tot timpul se ducea tata, că mașinile aveau cu tot spărtură în podea, camioanele alea care veneau încărcate cu porumb sau cu grâu, și curgea tot timpul până le venea rândul să descarce, curgea. Aici 2 kg, dincolo 3 kg, dincolo 1 kg, și tata se ducea seara cu forașul și cu măturica și cu găletușe. Și aducea câteva kg de grâu, de porumb, îl vântura așa, când bătea vântul, vântura ca să iasă praful din el, îl băga, nu știu, în niște cutii așa speciale și aveam tot timpul grâu și porumb să dăm la păsări să creștem. Era o vreme frumoasă, bine, eram copil, nu prea mai mult de fotbal și de cărți, nu mă interesa nimica, dar era o atmosferă frumoasă acolo la Giurgiu, era viața mai simplă, după aia surorile mele s-au măritat, am rămas eu cu părinții mei acolo, ședeam cum mai mult cu tata în port, că îmi plăcea mai mult să văd vaporașe, remorchiere, șalupe, pasagere, era mai așa, mai exotic să zic. Jucam fotbal cu grănicerii acolo la portul Giurgiu, era o unitate de grăniceri, nu știu, era vreo 30 sau 50 de grăniceri, toată ziua jucam fotbal cu ei, știi? Cum era copilăria, jucând toată ziua fotbal, unul ținea cu Dinamo, unul cu Steaua, eu țineam cu Rapidul și ne făceam așa visuri că o să ajungem mari fotbaliști, dar mai bine că nu s-a întâmplat. Vorbeam, că eu vreau să ajung la Rapid, la Național, ăla la Steaua, ăla la Dinamo, eu știu, ăla nu știu mai unde. Și era, cum să zic, farmecul copilăriei, cu naivitatea copilăriei,
cu griji puține, după ce jucam fotbal, mi se făcea cămașa fleșcă, bineînțeles, și mergeam în ceca să usuce cămașa până acasă, dar nu vrea să se usuce deloc, știi? Aveam mereu o problemă ca să mă fofilez pe lângă mama să nu vadă că e cămașa fleșcă. După aia, la pantofi, jucând fotbal normal, că pantofii erau de proastă calitate și tot timpul se făcea limbă de gâscă, știi? Mamă, și o disperam pe mama, trebuia să mai dea 10-15 lei la cizmar să-l lipească, știi? Și aveam bani puțini, eram amărâți. Ce mai, pot să zic că n-am făcut niciodată foamea în copilărie, dar am fost totuși într-un fel nefericit, adică asta era peste tot în România, oamenii de rând, securiștii, milițienii, ăia de la armată făceau burta mare, iar noi ne cârpeam, ca să zic așa, eram amărășteni rău, foamea n-am făcut-o, dar am trăit la limită, cu fasole, cartofi, orez, varză. Țin minte că aveam un coleg de clasă, tasul plecase, o lăsase pe măsa cu 2-3 copii și întreba tăticută, că tata îi plăcea să ne ia cu barca să ne plimbe pe canalul plantelor. Și mă duceam eu cu Florin ăla, ne plimba tata, ne traversa pe partea cealaltă unde era imașul ăla cu ciobani. Alergam pe acolo, ne jucam, copilărie, ne era frică de șerp, că erau șerp mult pe acolo. Și întreba tata pe Florina, la ce ați mâncat mai Florina asta? Ce fasole, bre? Și ieri tot fasole, și alalte tot fasole. Ei mâncau tot timpul numai fasole, săraci, că aia era cea mai ieftină, știi? Doamne ferește, dar mă rog, viața nu-i întotdeauna frumoasă. Oricum, am rămas cu amintiri frumoase orașului Giurgiu, unde mi-am trăit toată copilăria. Am o problemă când mă duc din când în când la Giurgiu, mi se par străzile mici, pentru că le văd cu ochiul de copil și întotdeauna îți rămâne pe retină cum l-ai văzut de când erai copil. Și mie mi se par acum toate străzile, piața orașului, toate mi se par mici, minuscule. Dar știu că e în timp, e senzația aia de copilărie. Mi-a plăcut, era un orășel frumușel, liniștit. Bine, mai erau și bătăi, era un restaurant acolo lângă piață. Când venea lumea de la muncă, se băgau toți acolo la băutură și la mititei. După aia s-o luau la bătaie, s-o luau la cuțite, unul mormânt, unul la pușcărie. Giurgiu era renumit ca cuțitar, pentru cuțitarii lui, cu Giurgiu și Brăila. Așa, și mai era o vorbă, ce îți dau una, dar o să câini în Giurgiu, știi? Erau camuzi maidanezi pe acolo, erau gășculițele astea de viitori derbedei, viitori candidați la pușcărie, dar așa, pe ansamblu, zic că am avut o copilărie frumoasă, m-au protejat ai mei, jucam fotbal, citeam cărți, mai mă uitam și eu după o gagicuță, asta e copilăria și farmecul ei. Deci camarazi, m-a spus un fragment din viața mea, copilăria la Giurgiu, sper că v-a plăcut, rămâne vreme mai departe precum catarii. Pa, camarazi!